Salută, prieten, bine ați venit la lecții de informatică. În acest tutorial video se continuă seria de tutoriale legate de Microsoft SQL Server. Acest tutorial are drept scop să vorbim despre Configuration Manager. Acesta este un instrument în care putem să, așa cum îi spune și denumirea, să facem diverse configurări unde putem să vedem serviciile care rolează pe computerul nostru în legătură cu conectarea la acest limbaj de interogare SQL Server. Este important să știți aceste configurări din acest instrument Configuration Manager pentru că puteți întâlni diverse probleme atunci când doriți să conectați SQL Server și atunci este util să știți cum puteți să fixa aceste erori, cum puteți corecta aceste erori utilizând Configuration Manager. Și atunci haideți să vedem cum putem lansa acest instrument Configuration Manager. Mergem aici pe butonul de Start, alegem aici o literă pentru a putea ajunge mai repede la acest instrument și vom selecta AM de la Microsoft. Și practic aici se află acest instrument. Avem aici aceste două opțiuni, Microsoft SQL Server 2019 și aici avem instrumente, da? Microsoft SQL Server Tools 18, da? Aici o să avem, așa cum se vede, Management Studio, dar noi nu avem nevoie acum de Management Studio. Pentru a lansa Configuration Manager, mergeți aici și alegeți această opțiune, după care aici avem SQL Server 2019 Configuration Manager, clic pe el, după care ies, așa, și se lansează și se deschide această fereastră care reprezintă acest instrument denumit SQL Server Configuration Manager. În partea stângă avem opțiunile de configurare. Și dacă vom selecta prima opțiune de configurare, care este acesta, SQL Server Services, vom vedea toate serviciile care rulează pe calculatorul respectiv, care are legătură cu limbajul de interogare SQL Server. Unul dintre serviciile care, în momentul de față, ne interesează cel mai mult și care reprezintă o importanță deosebită, este acest SQL Server, da? Și observați că în ceea ce privește statutul său, aici la State, apare acest mesaj running, ceea ce înseamnă că în acest moment limbajul nostru de interogare SQL Server rulează pe acest calculator foarte bine și putem să îl conectăm. Haideți să facem o conectare atunci. Mergând din nou pe butonul Start, dar de această dată doresc să lansez Management Studio, așa, și mă duc aici Microsoft SQL Server Tools 18 sau 18 pe românește și voi selecta această opțiune Microsoft SQL Server Management Studio 18, da? Pentru că acesta este instrumentul Management Studio pe care îl vom utiliza în cea mare parte a timpului pentru a conecta SQL Server, da? V-am arătat în tutoriale trecute cum puteți să instalați acest instrument. Apare această fereastră și această fereastră de dialog pentru conectare. Da? Pentru că apare aici sus mesajul Connect to Server. Da? Și aici avem Database Engine, adică dorim să utilizăm limbajul de interogare SQL Server. Sau, deci lăsați această opțiune și selecțați această opțiune. Database Engine, iar aici este numele serverului pe care l-am dat în momentul în care am instalat SQL Server. Puteți avea mai multe nume, eu am momentan doar unul și atunci am să-l selectez pe acesta și voi selecta Windows Authentication pentru că am utilizat această opțiune în momentul în care am instalat SQL Server, dar voi puteți să aveți această opțiune, SQL Server Authentication, dacă aveți această opțiune, selectați SQL Server Authentication și atunci trebuie să aveți aici numele utilizatorului pentru login, da?
care de obicei este acest server name, după care parola trebuie să aveți o parolă, după care apăsați pe connect. Dar eu am să schimb această opțiune pentru autentificare, pentru că am utilizat o altă opțiune și anume acest Windows Authentication, da? Tocmai pentru a fi mai simplu, ca să nu mai fie nevoie de un username și de o parolă. Username n-ar fi fost o problemă, ar fi fost aproximativ același cu serverul, name, adică numele serverului, dar trebuia să setez o parolă și acest lucru ar fi însemnat nu foarte complicat, dar îmi place să simplific lucrurile, special atunci când transmit informații. Și atunci am utilizat varianta mai simplă, și anume Windows Authentication, unde nu avem nevoie de parolă. Vom da click pe acest connect, așa, și în acest moment puteți să vedeți că limbajul de interogare SQL Server a fost conectat. În acest moment SQL Server este conectat, da? Bun. Am să închid acest Management Studio, mă duc din nou și îl redeschid, da? Utilizând aceeași pași, așa. Ok, îl las să ruleze, după care mă duc în Configuration Manager, mă duc aici unde rulează acest serviciu SQL Server, clic cu partea dreaptă a mouse-ului, și aici observați că avem niște opțiuni. Care sunt aceste opțiuni? Start, stop, pause sau pauză, resume, restart, adică să restartăm. Acestea sunt opțiunile pe care o să le utilizați. De start, care înseamnă de pornire, stop, de oprire, pause, de a pune o pauză pentru a conecta SQL Server și restart pentru a restarta SQL Server. Și haideți să alegem această opțiune stop, da? Și practic, odată cu aceasta se va opri acest serviciu, adică observați că acum statutul este stop la SQL Server. În acest moment, noi nu mai putem conecta baza de date. Dacă voi încerca o nouă conectare, da? Veți observa că voi primi eroare, da? Și acest lucru am vrut să vi-l arăt, pentru că de foarte multe ori, și special când începeți să învățați SQL Server, s-ar putea să vă loviți de această eroare. Și atunci vreau să vă arăt ce trebuie să faceți, da? Aștept mesajul de eroare, așteptăm puțin, da? Am primit mesajul de eroare, da? Și aici ne-ai spune pe limba engleză, could not open a connection to SQL Server. Deci, din acest moment, când citiți așa ceva, trebuie să vă gândiți că ceva se întâmplă și mergeți în Configuration Manager. Închidem acest mesaj de eroare. Mergeți în Configuration Manager și întotdeauna verificați acest SQL Server. Care este statutul? Și ce vedeți aici? Vedeți că este stop, adică este oprit. Și atunci clic cu partea dreaptă a mouse-ului și dați Start ca să reporniți acest serviciu, ca să fiți capabili sau să puteți conecta SQL Server. Mergem din nou în Management Studio, dăm din nou Connect și data aceasta observați că am putut conecta SQL Server fără nicio problemă. Deci, încă o dată, dacă vă veți lovi de acea eroare, atunci, acum știți ce trebuie să faceți, mergeți în Configuration Manager, selectați SQL Server, clic cu partea dreaptă a mouse-ului și selectați Start. E posibil câteodată să întâlniți această eroare sau o eroare diferită, să aveți acest statut running și probabil vă veți întreba ce se întâmplă că nu pot conecta SQL Server. Mergeți din nou, selectați SQL Server și dați un restart. Pentru că e posibil să fi făcut anumite update-uri, anumite schimbări și probabil ați uitat schimbările care ați făcut și dați un restart și atunci veți fi capabili să conectați din nou SQL Server. Așa, bun. În partea stângă avem și alte opțiuni de configurare. Observați că avem de două ori SQL Server Network Configuration, da? Și avem de două ori SQL Native Client 11, de două ori. De ce? Pentru că prima este pentru 32 de bits, iar vedeți că la mine nu
nu să găsiți nimic ca niciun, dacă mergeți aici pe 32 de bit, pe exemplu, pe această variante, SQL Server Network Configuration, va fi gol. De ce? Pentru că calculatorul meu, sistemul de operare de pe calculatorul meu este un Windows 10 pe 64 de bit. Da? Dacă mă duc și selectez această opțiune pentru că sistemul de operare aflat pe calculatorul meu instalat este Windows pe 64 de bit, mă duc selectez aici SQL Native Client 11 Configuration. Mă duc aici pe această săgeată ca să extindă și să văd ce este în interiorul lui și selectez Client Protocols. Ce e aici? Aici avem toate protocoalele utilizate pentru a conecta SQL Server. Și atunci, primul protocol, acest Shared Memory, este utilizat atunci când atât limbajul de interogare SQL Server, cât și instrumentul utilizat pentru a conecta limbajul de interogare SQL Server se află pe mașina locală, pe aceeași mașină, pe același calculator și ele șeruiesc că utilizează aceeași memorie. De aceea și spune Shared Memory. Da? Care este instrumentul utilizat pentru a conecta SQL Server? Este Management Studio, este acesta pe care l-am lansat și unde am conectat SQL Server. Atunci, dacă acest instrument împreună cu SQL Server se află pe același calculator și utilizează în mod local conectarea, atunci se va utiliza acest protocol Shared Memory. Dacă, în schimb, cele două se află la distanță, pe mașini diferite, pe calculatori diferite, adică SQL Server și instrumentul de conectare, care este Management Studio, atunci se va utiliza acest protocol TCP/IP sau pe românește TCP/IP, cred. Așa. Atunci se va utiliza acest protocol. Da, am primit câteva critici legate de faptul că câteodată spun diferit anumite lucruri. Parcă îmi scria cineva că de ce spun hashtag în loc de ts, îmi cer scuze, de multe ori fac interferențe și s-ar putea să pronunț diferit decât se obișnuiește în România, dar sunt plecat de mult vreme din România și atunci este posibil unele lucruri. Dacă mai sizați asemenea interferențe, puteți să scrieți liniștiți și atunci sigur că încerc să fac corecturile de rigoare. Bun. Dar să știți că nu toate instrumentele de conectare către SQL Server utilizează acest protocol și atunci cele care nu utilizează acest protocol, TCP/IP, atunci ele vor utiliza acest protocol named pipes, deci cele care nu utilizează TCP/IP pentru a conecta SQL Server. Dacă am să mă duc aici pe SQL Server Network Configuration, da? Și voi selecta Protocols for MySQL Server, o să vedeți că este activat doar acest Shared Memory, iar celelalte două, Named Pipes și TCP, care sunt utilizate pentru a conecta cele două SQL Server și instrumentul la distanță, sunt dezactivate pentru că eu utilizez atât instrumentul de conectare cât și limbajul de interogare SQL Server pe aceeași mașină, ele șeruiesc aceeași memorie, aceeași calculator. Din această cauză, în mod automat, după instalare, practic, în SQL Server Configuration Manager a fost activat doar acest Shared Memory. Celelalte două protocoale sunt dezactivate pentru că nu am nevoie de ele și nu sunt necesare în acest moment. Cam atâta am avut de spus referitor la Configuration Manager. Sper că am fost destul de clar și sper să vă ajute acest lucru. Încet am să încep să fac tutoriale legate de comenzile SQL, cum putem crea o bază de date, cum putem crea tabele și așa mai departe într-o bază de date. Și totodată, deja lucrez la o aplicație, un fel de sistem de înregistrare a elevilor, un sistem școlar de înregistrare a elevilor sau studenților, numiți-l cum vreți voi, cam jumătate din aplicație am făcut-o. După probabil o săptămână, două, am să încep publicarea acelei aplicații și am să încep să fac tutoriale și am să le încarc pe YouTube. Sper să vă folosească acea aplicație.
atât pentru a învăța SQL Server împreună cu Visual C Sharp, cât puteți să utilizați de asemenea aplicația în portofoliile voastre fără nicio problemă. Bun, vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial și vă aștept în continuare pe lecții de informatică. Să ne vedem cu bine la un tutorial. La revedere!